Salut tuturor și bine v-am găsit la un episod din seara asta de Anton. De asta continuăm, continuăm povestea pentru că abia am filmat ieri, dar nu, continuăm cu supraviețuirea pe aici și cu exploratul acestei hărți noi. Acum am trecut, ne-am întors, practic m-am întors eu cât mai la 5 minute și acum am dat de alt oraș, așa că hai să vedem ce găsim în acest oraș. Nu știu dacă să intru cu mașina înăuntru, o să o las aici. O să o las aici și mergem așa cu cuțitul la ei. Opa! Zonă militară. Opa, deja începe să-mi placă. Are un tank gen poți să-l iau sau... Eagle Fire now. Amu. Mori. Mă, așa am crezut că pot să-l iau, deci dacă puteam să-l iau era... Super. Uite, e zona militară aici. Trebuie să găsim lucruri bune. Va să zică. Military magazine. Și asta. Ai un cuțit pur și simplu. Dinamită, multe de astea aruncate. Interesant. Dar ce T-60-uri dau zombii ăștia? Ia morismul voi puțin așa. M-am picat la cuțite. Ce naiba e cu gărcătorul ăla? Uite, încă un Eagle Fire. Grizzly magazine, mamă, ăsta e bun dacă găsim un sniper, știi cum ne distrăm cu el. Hai să urcăm sus. Asta e așa, opa. Salut. O să mori? Bravo. Da, nu sunt prea multe chestii bune. Așa că sunt dacă găsim altceva ca să-mi continui drumul. Da, uite, avem aici ceva. Trebuie să mergem cu mașina tot încolo. Bun, hai să vedem. Mergem să luăm mașinuța. Cum stăm cu mâncarea cu astea? Văd că stăm ok, deci nu... Nu trebuie să ne facem griji. Da. Bam, bam, bam. Hai, dă-te, Johnule. Că băgăm viteză. Vedem ce e și în zona asta. Să vedem ce este și în zona aceasta. Ceva fabrică? Da, o fabrică ceva. Sau un orășel ceva mic. Oricum. Opa, zona militară. Asta și vroiam. Asta și căutam, mă, băieți, noi. Noi umblăm după zone militare, nu după altceva, pentru că asta ne interesează. Așa. Military vest. În sfârșit am găsit o altă vestă. Și n-avem loc pentru ea, adică despre ce vorbim. Așa. Așa, mă. Loc mai mult. E așa, mă, băieți. Așa. Mamă, uite că ăștia a avut ăsta. Asta vreau să găsim și un surpresor sau ceva. Ba. 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 Ok. Da, interesant. Așa.
Aș putea să-i dau și cu gloanțe, adică eu sunt cam plin de gloanțe, dar... Consum prea... Le-aș consuma prea repede. Dar am un... O lunetă, o ceva, sau o armă de-asta mai specială, n-au și ăștia? N-au și ăștia să-mi ofere? Numai de-astea urâte? A, un băiesc, că trebuie. Nu se poate. Sau se poate, că văd că numai haine sunt. Asta mea e... cum e? Fuel 66%. Da. Da, bun, hai să ne întoarcem acum. Și să că să o luăm în dreapta. Să vedem unde mai ajungem. Da. Haideți să vedem unde mai ajungem și de data aceasta, fraților. Bun. Haide. Am tăiat puțin drumul că n-aveam cum să luăm pe stradă. Deci na. Hai să vedem ce e în continuare. Să sperăm că găsim o benzinărie în continuare, pentru că nu mai avem benzină decât jumate de rezervor. Uite, ceva și pe aici. Bine, ne urcăm sus spre zona aia cu radiații și nu... Nu prea e bine. Ce să zic. Și eu acum. Și noi băi în față, what the... Ce-au făcut mă ăștia aici în față? O scenă direct pe... Aici era cu festivalul, mă, știți că aici în Rio e cu festivale, ăștia prinde festivale în fiecare zi. Cred că au festivale. Și dansează ăștia pe aici. A, și de asta eu nu pot să trec cu mașina, va să zică. Forță. Fire station. Opa, zona militară. Îmi place. Oh, stai așa că nu mai că e zona militară, dar sunt și de ăștia. Uite, filtre, astea o să ne fie de folos dacă găsim și o mască. Dacă găsim o mască, ar fi giugiuc să găsim o mască. Să ne pice o mască de la băjeții ăștia. Uite că... Deci s-a întâmplat ceva aici. Da, ce să-mi pice și mie de la ei. Aia mă mori și tu. Pistol, alt pistol? Da, Leo se cheamă pistolul ăsta. Ia și asta că nu știu, n-ai nevoie de ea. Opa, fii cu minte. Mă, pleacă mă și de aici. Da. Așa că ne așteptăm să ne pice o mască de-aia de la ăștia. Că ar fi destul de bună o mască. Vă dați și voi seama. Ăștia pe aici pe sus nu mai sunt? Sau nu aici stăteau ei? Da. Deci e zona militară. Opa, optic scope. L-am văzut, te-am văzut. Și ce asta? Taurus, ce naiba armă-i asta, John-ule?
E așa și a mea e mov. Pare a avea încărcător de ăsta. Deci, hai să facem așa, facem așa. Și o luăm pe aia, nu? Arată mișto. Semi. Păi nu e așa. Frumos. Bă, eu zic că e frumos, ce naiba. Opa, military muzzle. Așa. Da, unde e danger zone-ul ăsta? Unde sunt ăștia? Că vreau să iau... Am luat un filtru. Și aș vrea să iau mai multe chestii de la ei. Ia să vedem. Să fie în zona asta. Uite, văd că sunt butoarele astea aici. Dar nu prea am ce face cu ele. Așa. Zona asta, aș cred că aici, nu, să stai să-l omor pe bulangiu ăsta, că mă urmărește. Deci, nu are ce face. Om. Cred că aici e zona. Ce mai pot să stai o cameră verde asta? Ce să stai o cameră verde? Ce n-ai bă, mă, ăștia le plăceau camerele de verzi. Asta are, stătea cu pușca pe birou, adică, nu. Chestii normale. Așa, băieți? Da, e bine, am văzut aici niște chestii noi, am găsit un filtru și trebuie să ne găsim și o mască. Ne auzim data viitoare la un nou clip. Dați de like, share, subscribe. În data viitoare. Ciao, pa, pa.